Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Zeci de funcționari din cadrul primăriei Focșani și din instituțiile subordonate au participat astăzi la o acțiune de curățenie în zona pasarelei de la intrarea în oraș din Spreodobești și pe strada între pozite. Acțiunea a avut loc într-una dintre zonele cunoscute în municipiu pentru cantitățile imense de gunoi aruncate aici de cetățenii certați cu simțul civic. Prin acțiunea de astăzi, municipalitatea focșeneană a dorit să tragă un semnal de alarmă tuturor celor care nu înțeleg efectele negative ale faptelor reprobabile care aduc atingere imaginii orașului nostru. În anii trecuți au fost amplasate pancarte de către cetățeni pentru a descuraja aruncarea gunoaielor, dar fără niciun efect. Acțiunea de curățenie a fost coordonată de primarul Focșaniului, Cristi Misăilă. Am decis ca împreună cu toți colegii din aparatul de specialitate al primăriei și din direcțiile subordonate să începem să facem această curățenie, o curățenie care cred eu că este binevenită și va continua pe tot teritoriul municipiului Focșani, în zonele unde sunt asemenea depozitări de gunoaie care nu ar trebui să existe. Dar spuneți-mi, vă rog, cum adică proprietate privată și vine lumea să facă curățenie pe zonă de proprietate privată? Nu mi se pare... Au fost identificați proprietari, au fost somați de către Garda de Mediu. Am fost și noi somați și totodată și noi avem obligația să îi somăm. Din păcate aici este o chestiune care ține de teritorialitate. Noi aici practic nu avem... Este granița între administrativ Focșani și administrativ Odobești. Practic, zona care ne aparține nouă ca municipalitate ar fi până la indicatorul de ieșire din municipiul Focșani. De la acest indicator până la intersecția cu DN23 și drumul care merge spre Odobești este administrativ Odobești. Am purtat discuții și cu domnul primar al orașului Odobești, s-a arătat și dumneavoastră interesat, a colaborat foarte bine cu noi în ceea ce privește identificarea proprietarilor. Au fost somați, urmează să luăm toate măsurile. Din păcate, însă... Care ar fi aceste măsuri pe care ați putea să le luăm? Noi, ca poliție, cu poliția locală vom face monitorizarea acestei zone în permanență, vom instala camere de luat vederi astfel încât să identificăm pe cei care vin și aruncă mizerii în această zonă și nu numai, pe de o parte, iar pe de altă parte vom sesiza ori de câte ori este nevoie și fac un apel pe această cale la toți cetățenii care sesizează că sunt alți cetățeni care aruncă gunoaie să sesizeze poliția locală și garda de mediu pentru a interveni prompt și a-i sancționa pe cei certați cu legea. Acțiunea de igienizare a avut loc în zona pasarelei de la intrarea în oraș dinspre Odobești și pe strada între pozite. Zonele în care a fost desfășurată activitatea de curățenie nu au fost întâmplător alese, întrucât în aceste perimetre sunt frecvent depozitate tot feluri de deșeuri, ceea ce creează o imagine dezolantă care nu face deloc cinste orașului nostru și afectează mediul înconjurător. Foarte urât, foarte. Suntem în lumea a treia. Avem puțină conștiință pentru aerul care îl respirăm. Ce să le mai cere măsuri, oameni? Decât să le fie rușine. Au și copii, nepoți, dar nu se gândesc la viitorul planetei, a locului în care trăiesc. Consider acțiunea asta foarte potrivită și foarte bună acum în prag de primăvară, pentru că peste tot trebuie să ieșim să facem în așa fel încât natura să rămână curată, să avem senzația că stăm într-un teritoriu cu oameni civilizați, cu oameni care știu ce înseamnă sănătatea naturii și a noastră. Sigur că lucrurile astea le vom continua și cu elevii de la școală. Avem zone repartizate de primarie. De exemplu, liceul pedagogic răspunde părculețul acela de pe Gherghiasa de acolo, așa. Și mi se pare o acțiune foarte bună, mai ales pentru elevi să-i obișnuim, pentru că au niște obiceiuri destul de ne la locul lor, o parte din ei, așa, lasă peste tot resturi. Și iată, contribuie fără să-și dea seama la urâțenia spațiilor verzi. Primarul Focșanului, Cristi Misăilă, a făcut un apel public către toți focșănenii să se alăture în această acțiune, pentru că numai împreună putem face ca Focșanul nostru drag să fie un oraș cât mai curat.
Dacă pentru bugetari și nu numai, sărbătorile pascale au venit cu o mini-vacanță de 5 zile, medicii și asistenții din cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean din Focșani au lucrat intens în aceste zile. Aceștia au avut de consultat și îngrijit chiar și 180 de pacienți pe zi. De vineri și până marți, sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale și au apelat la serviciile cadrelor de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Sfântul Pantelimon din Focșani. Motivele pentru care vrâncenii au avut nevoie de îngrijiri medicale au fost variate. Este vorba despre bolnavi cronici, victime ale unor accidente rutiere sau victime ale unor agresiuni, dar ca în fiecare an nu au lipsit cei care au mâncat și au băut în exces. În Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Focșani a fost foarte aglomerat, numărul de pacienți a fost mare, având în vedere că au fost 5 zile libere, adică începând de vineri până marți inclusiv, zile în care pacienții nu au avut unde să meargă pentru a solicita un consult medical. Ca urmare, toți pacienții, fie că au reprezentat urgență majoră, fie că au fost doar consulturi mai mult de specialitate, s-au prezentat în Unitatea de Primire Urgențe. Numărul pacienților a ajuns până la 180, au fost și accidente rutiere, au fost și pacienți agresați, au fost afecțiuni cardiovasculare, infarct miocardic, accident vascular, au fost afecțiuni gastrointestinale determinate și de consumul mare de alimente și alcool, au fost pacienții care au solicitat pe fond de stres diferite consulturi de specialitate neurologice. În privința celor care au uitat de cumpătare când s-au așezat la masa de Paști sau pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus acumulate cu ocazia sărbătorilor, medicii recomandă revenirea la un meniu bazat pe fructe și legume. Pentru toți pacienții care au prezentat afecțiuni digestive, ca urmare a consumului în exces de alimente, le recomandăm să revină la un, nu neapărat regim alimentar, dar la o dietă mai mult bazată pe legume, fierte, pe fructe și cu hidratare în cantitate foarte mare cu apă. Polițiștii au fost la datorie chiar și în zilele de sărbătoare. În perioada sărbătorilor de Paști au fost aplicate sute de sancțiuni celor care nu au respectat legea. Mai mult decât atât, un șofer care a condus sub influența băuturilor alcoolice și a produs un accident de circulație a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii vrânceni au fost la datorie pe toată perioada mini-vacanței de Paște pentru ca cetățenii să petreacă în liniște și siguranță sărbătoarea Învierii Domnului. Astfel, peste 130 de polițiști au acționat zilnic pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care puteau afecta siguranța cetățenilor și au intervenit la 254 de evenimente, dintre care 215 au fost sesizate prin apel 112. Totodată, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 506 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 152.298 de lei și au confiscat bunuri în valoare de peste 4.600 de lei. De asemenea, polițiștii de ordine publică au aplicat în această mini-vacanță 69 de sancțiuni la legea 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniște publice în valoare de peste 27.000 de lei și 15 la legea 12 din 1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite. Pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, polițiștii vrânceni în perioada 5-9 aprilie anul curent au desfășurat acțiuni pe drumurile comunale, județene, naționale și europene pe raza întregului județ, fiind constatate 20 de infracțiuni la regimul circulației și aplicate 389 de sancțiuni contravenționale. Față de o persoană a fost luată măsura reținei pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală, conducere fără permis și sub influența alcoolului. Ca măsuri complementare, au fost reținute 25 de permise de conducere, dintre care 4 pentru consum de alcool, 7 pentru viteză excesivă și au fost retrase 13 certificate de matriculare. Polițiștii vrânceni mulțumesc cetățenilor care respectă legea, contribuind astfel la creșterea siguranței comunității din care fac parte și pentru modul în care au pus în aplicare recomandările adresate de polițiști. De asemenea, în perioada 10-15 aprilie, polițiștii vrânceni vor acționa pe raza întregului județ pentru creșterea gradului de siguranță în trafic și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În vederea intensificării activităților de conștientizare a participanților la trafic și respectarea regulilor de circulație, acțiunea se va desfășura
înconjura în 6 etape astfel. În prima etapă, acțiunea polițiștilor rutieri a vizat combaterea nerespectării regimului legal de viteză. În cursul zilei de miercuri, polițiștii rutieri au acționat pentru combaterea abaterilor săvârșite de pietoni. Joi 12 aprilie, anul curent, s-a acționat pentru combaterea abaterilor săvârșite de către bicicliști. În a patra etapă se va acționa pentru combaterea nerespectării regimului legal de viteză. În zilele de sâmbătă și duminică, acțiunile polițiștilor vrânceni vor fi intensificate pentru combaterea conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de către persoane aflate sub influența alcoolului, combaterea nerespectării regimului legal de viteză, precum și pentru combaterea abaterilor săvârșite de bicicliști. Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea au anunțat că s-a aprobat formularul declarației unice privind impozitul pe venit. Se acordă o bonificație de 5% din impozit pentru cei care achită integral până la data de 15 martie 2019. Modelul și conținutul declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice a fost publicat în Monitorul Oficial și va fi utilizat pentru declararea venitului realizat în anul 2017, precum și pentru declararea impozitului pe venit estimat și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoane fizice începând cu anul 2018. În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut până la acea dată obligația depunerii declarației unice, declarația se va depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la data de 15 iulie 2018 de către persoanele fizice care au obligația depunerii veniturilor realizate din România și sau din străinătate în anul 2017, declarării impozitului pe venit estimat a normei de venit a se realiza în România în anul 2018, declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și după caz a declarării contribuțiilor sociale aferente anului 2018. În cazul depunerii declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță, se va acorda o bonificație de 5% din impozitul pe venit și din contribuțiile sociale datorate pentru acest an, dacă sunt plătite integral până la data de 15 martie 2019. Declarația se poate depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului spațiul privat virtual pe site-ul eguvernare.ro cu semnătură electronică calificată. Duelul dintre primele două clasate în play-off-ul Superligii Vrancea la fotbal, Mausoleul Mărășești și Sportul Ciorăști, s-a încheiat nedecis, scor 1-1. Sportul Ciorăști a deschis scorul în repriza secundă prin Adrian Olteanu, dar grupa din Mărășești a restabilit egalitatea prin Mihai Stoian. Pe stadionul din Mărășești, echipa gazdă, Mausoleul și Sportul Ciorăști au făcut o frumoasă propagandă fotbalului într-o confruntare care a contat pentru etapa a cincea din play-off-ul Superligii Vrancea. După o primă repriză cu multe ocazii la poartă, dar încheiate fără goluri, în actul secund s-a jucat pe contre. Ocupanta locului secund înaintea acestui meci, Sportul Ciorăști a deschis scorul prin Adrian Olteanu, care a reluat în poartă o minge respinsă de portarul gazdelor în urma unei lovituri de pedeapsă ratată de Florin Stanciu. Avantajul echipei din Ciorăști a durat doar câteva minute, deoarece Mihai Stoian a punctat pentru Mausoleul Mărășești, scorul fiind 1-1. În urma acestui rezultat, cele două echipe se află pe primele două locuri, având fiecare câte 11 puncte. În alte meciuri s-au înregistrat scorurile: Tractorul Nenești, FC Panciu 0-1, Victoria Gugești, Voința Cârligele 3-2 și CSC Dumbrăveni, Național Golești 0-4. Echipa de basket sub 13 ani a Clubului Școlar Sportiv Focșani, antrenată de profesorul Cătălin Dondoi, va participa la turneul fazei de recalificare organizat în colaborare cu Federația Română de Basket în sala LPS Focșani în perioada 13-15 aprilie. La turneu vor participa 6 echipe.
La turneu vor lua parte formațiile Atletic Constanța, CSU Sibiu, Playball București, Dinamo, CSS numărul 6 București, Galactica Brașov și CSS Focșani. Formația focșeneană este alcătuită din jucătorii Mihăiță Cucu, Luca Dobrea, Alex Dorobăț, Luca Diță, Nicolae Manole, Cosmin Cheptea, Tiberiu Cristea, Bogdan Robu, Andy Trestianu, Luca Lățcan, Alex Șonțu, David Șerbu, Eduard Sandu. Iubitorii basketului vor putea vedea la lucru mulți dintre viitorii jucători de bază ai basketului românesc din viitorii ani. Vor fi trei zile cu frumos spectacol sportiv oferite de foarte tinerii basketbaliști ai celor 6 echipe participante. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime se vor încadra între 11 și 13 grade Celsius, iar cele maxime între 22 și 24 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere! Pierdut motan, culoare alb-gri, răspunde la numele de Zuzu. Este blând și se află sub tratament. Menționăm că acesta a dispărut din zona strada Măgura din municipiul Focșani în urmă cu o săptămână. Se oferă recompensă celui care îl va găsi. Cei care pot oferi informații sunt rugați să contacteze proprietarul la numărul de telefon 0733 125 280.